Hristos a înviat, dragi și bisericioși. Astăzi ne aflăm în Duminica 15 după Duminica Mare, unde biserica noastră s-a citit pericopa evanghelică despre acea persoană care a vrut să-l ispitească pe Mântuitorul și a vrut să-l întreabă învățătorul ce să fac ca să moștenez viața veșnică. Prindele ne va da lămurire despre ce înseamnă a trăi într-o Hristos, ce înseamnă a mântuirea și care până la urmă este cel mai important rol al omului în viața aceasta. Și vorbi despre ispite, despre fățărnicii și despre toate lucrările acestea care le-au practicat acești farisei, saduchei și cei care erau păzitori a legii. Părinte, binecuvântați pe creștinii care ne privesc. Domnul cu mila și îndurarea sa să binecuvânteze pe toți cei binecredincioși. Părinte, ce înseamnă a fi fățărnic? Cum ar trebui să momentul acesta să fie scos din inima omului? Fiindcă cunoaștem bine Mântuitorul permanent i-a dojenit pe acești fățarnici, saduchei. Până la urmă, este un păcat care îl duce pe omul la pierzare. Hristos învețe pe creștini și Domnul să fie inimile noastre, precum spunea prorocul. Căutați pe Dumnezeu, căutați pe Dumnezeu din toată inima voastră. Dacă îl cauți pe Dumnezeu din toată inima ta, nu poți să ai o credință prefăcătoare, nici o dragoste prefăcătoare, spune Apostolul azi la Apostolul să citit. Dar să iei o credință sinceră și ținta spune a credinței este dragoste de inimă curată și neprefăcătoare. Ce este fățărância? Fățărância. Mai mult nu pot spune nimic. Ce-ți fățărância? Adică omul care către unul vorbește una și se arată în fața lui într-un fel, vulpe vicleană. De ce spunea Mântuitorul? Zi, vulpe acestea. Că mai am o zi, două și trei zi. Adică voi spui spre lucrarea. Viclenia înseamnă fățărnicia. A te fățărnici. Și dacă s-au fățărnicit, să zicem, poporul evreiesc, apoi au zis că noi nu avem alt domn afară de Cesarul. Vezi? Ce este Cesarul pentru dânsul este tot. Atunci, dacă el este tot pentru dânsul, s-au lepădat de Hristos. Fățărnicia o vede în felul următor Mântuitorul. Tu, cel ce ești legiuitor și te socoți că tu cunoști legea lui Dumnezeu, și vei în fața altarului cu mâinile în sus și stai și te rogi, dar nu sunt ca cei de acolo sau ca vame și de după coloană, iată asta este fățarnic. Înaintea lui Dumnezeu nu te poți fățărnici. Că Dumnezeu cunoaște inima și gândirea omului și cercetează rărunchii lui. Și că nu te poți fățărnici. Dar pe când pe de o parte îl întreabă pe Mântuitorul, cu ce putere faci? Și eu vă întreb, Ioan Botezătorul de unde era? Iată aici lucrează fățărnicia. Și au ascuns adevărul, deși mărturiseau că ei sunt aceia care îl mărturisesc pre Dumnezeu, sau păzesc poruncii Dumnezeu, și sunt tăiați împrejur și au un semn de curățenie. Dar asta au fost numai ceea ce prezintă fața, nu ceea ce prezintă inima. De ce spune că din cuvintele tale te vei judeca și tot dintre tale te vei osândi sau te vei îndrepta? Din cuvintele tale te poți osândi și din cuvintele tale te poți îndrepta. Iată ei se judică pre sine, că la înfățășare arată una, dar înăuntru cu totul alta au. Însă din misterie inimii scoate omul cel ce are el. Și i-au scos ceea ce au avut, răutatea. Și Mântuitorul ca cei care erau cărturari și legiuitori care păzau legea și învățau legea și îl cunoșteau pe Dumnezeu, s-au fățărnicit în fața Dumnezeului care s-au dezbrăcat din haina Dumnezeirii și a venit ca rob în mijlocul nostru ca să ridice robimea noastră. De atâta și i-au dojenit. Și ce mai, să zicem așa,
mai nemulțumită și, ca cum ar zice, ca o mustrare și o durere în suflet Mântuitorului avea din partea cărturarilor. Că voi care învățați și voi nu respectați. Apostol Pavel i-a numit pe dânsă părete văruit. Faci una sau vorbești una, dar înfăptuiești cu totul alta. Așa că fățărnicie este viclenie, a vicleni pe cineva. Și odată spuneam ce s-a întâmplat când Iuda, venind de pe drumurile lui, și-a intrat în casa, că era bun prieten, se spunea, cunoscătoare Dumnezeu și era bun prieten al Mântuitorului, că era, da, mă rog, apostol. Dar se lucra altceva care taina aceasta au cunoscut-o numai Mântuitorul, că el l-au primit. Dar Maica Domnului n-au cunoscut când el au viclenit sau fățărnicit. Iată. Și atunci el o minte pe Maica Domnului că va pune cuvânt de bine pentru Hristos. Dar el deja vinea de la locul unde a fost negoțul și l-au vândut pe Hristos. Iată ce înseamnă fățărnicia. Îmi sună pe el telefon. Da. Alo? 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 Da, vă ascultăm. Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat. Să vă fie de bine cu Sfânta Sărbătoare de azi, Sfinților Părinți. Mulțumim frumos. Am două întrebări. Prima întrebare, ce se poate mai... Noi ortodoxi, se poate noi să ne ducem la bisericile care sunt pe stilul nou? Să ne cununăm, să ne botezăm, să bem la iarmă, să mâncăm în altă spate sau nu? Da, mulțumim. A doua da. Întrebare... Spuneți a doua întrebare. A doua întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dacă noi trăim, eu sunt ei bolnavă, bătrână și vreau să-mi dezlegarea păcatelor mele să-mi spați sau nu? Cum ai în vedere să-ți dai dezlegare păcatelor și cum trăiești în metale? Să citească rugăciuni dezlegarea păcatelor. Mulțumim frumos! Păi eu zici, de la două întrebare, cred că mai bine. Dezlegarea păcatelor se face dezlegarea numai atunci când omul vrea să se mărturisească și să aducă rodul de pocăință. După ce ai adus rodul de pocăință, fie că ai adus cu vărsare de lacrimă amară, fie că ai adus așa prin pronunțare și mărturisirea buzelor, ca așa limbii, din adâncul inimii. Și la ceea ce ai mărturisit, preotul îți face dezlegarea. La ceea ce ai mărturisit. La ceea ce nu mărturisești, nu poate să-ți facă dezlegarea. Așa că dezlegarea se face oricum, de ce și este biserica și vine și mărturisești pe cei care sunt acasă bolnavi, neputincioși, și nu pot să vină la Sfânta Biserică ca să primească această dezlegare, atunci acasă ți-o face dezlegare când vine preotul. Se permite, numai chemați preotul bisericii acasă. Și vă spun o întâmplare, că noi trebuie să credem în Duhul Sfânt și niciodată să nu crezi în lucruri de superstiții și altceva, ci numai în Duhul Sfânt să crezi. Și chemându-l pe preotul la vreme să te mărturisească, tu să-i mărturisești păcatele cu lacrimi din adânc și să-l rogi pe Dumnezeu să te ierte. Dar preotul la fiecare zi, când zici că am mâncat mult, el zice că Dumnezeu să te ierte. Am băut mult, Dumnezeu să te ierte. Am făcut cu tare păcat, Dumnezeu să te ierte. Asta e lui. Și la urmă, el s-o coate de ceva ca să ai numai decât să duci o în canonuri care spre ispășire, dacă s-o coate, dacă nu s-o coate, îți dă dezlegare și îți dă dreptul să primești, te împărtășești cu trupul Sfântului lui Hristos. Se poate. Numai să credem adevărat. Ceea ce ține de prima întrebare, dacă avem dreptul sau nu avem dreptul, dacă este biserică ortodoxă și nu este strămutat crezul și nu este strămutat Tatăl nostru și Eucaristia se face cești, noi suntem ortodoxi. Chiar dacă este de România și pe stil nou. Nu încurc aici, mă gândesc eu Duhul Sfânt. Dar ei la acolo
Lasă-o facă pe noi, noi, pe nou, noi aici o facem pe vechi. Și nu strămutem. Însă harul lui Dumnezeu nu vine pe nou sau pe vechi. Vine din inimă. Și dacă inima ta este curată, atunci este izvor de viață. Și pentru tine, și pentru apropiatul tău. Aici nu văd că ar trebui să fie pedică. Nu. Numai toate au, să știți, un lucru până la urma urme, că trebuie să ai un duhovnic. Și dacă te duci într-o parte în alta, ești ca o aie rătăcită. Dar dacă te duci permanent acolo și Eucharistia o primești de acolo, ai duhovnicul tău. Că așa este, trebuie să ai duhovnicul tău. Nu poți să te duci oriunde, să te mărturisești oriunde. Că asculți cuvântul numai la ortodox, în afară de alta nu este. Chiar dacă este pe stil nou, dar este ortodox. Și la ortodox poți să te duci. Și să primești chiar și trupul Sfântului Hristos, nu m-am spus. În caz de Doamne ferește ceva spaimă de moarte, dar este trebuie să ai duhovnic și consultarea dumneavoastră trebuie să fie cu duhovnicul sau cu preotul localității la care tu ești permanent înscris și acolo cu dânsul și la urmă când vine să te boteze, să te coduni sau să te treacă din lumea aceasta, este un singur om și se numește duhovnic. Cu duhovnicul consultați. Dar duhovnicul satul acum este preotul. Dar dacă ai alt duhovnic și preotul în sat și mărturisești, asta nu e nicio problemă. Duhovnicul te mărturisești cu cele care nu te poți mărturisi acolo, dar pe urmă este preotul în sat care trebuie să te tine. Și nu poți ignora. Că este trimis la Dumnezeu și biserica este înregistrată și acolo este binecuvântare și el are pe localitatea aceea acces drept liber pentru sufletele fiecăruia om muritor. Părinte, ispitorul acesta de lege și învățătorul acest de lege l-a întrebat Mântuitorul, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Mântuitorul îl întreabă, cum citești? Și el începe să spună, să iubești pe Domnul Dumnezeu nostru din toată inima noastră, chiar pe aproapele noastre ca pe noi înșine. Prin întrebarea mea este așa, oare mult cere Mântuitorul de la noi? Nu, foarte puțin. Foarte puțin. Mântuitorul, uite ce spune aici, nu că aici spune dirijitorii care au venit să-l ispitească, și-au întrebat, în lege ce este scris, cum citești? Și el a spus. Dar Mântuitorul cere în alt fel. Vezi că, de ce au spus, bravo, bine ai spus. În lege ce este scris? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, de cu tot sufletul tău și pe aproapele tău când suri pe tine. Bravo, bravo, du-te fă. Ce-ai cerut mai mult? Du-te munți, desfăie, fă prin munți, cale ferată, fă ce? Nu. Du-te, fă asemenea. Du-te. Că e a tăua și a tăi nevoie, în durere, în sferință, du-te la dânsul și ajută-l. Dar dacă el vrea să se îndrepteze pe sine însuși, sau ce spus, dar cine este aproape meu? Când te sună pe el telefon, după ce... Alo? Iar! Alo? Da! Vă ascultăm! Sus a înviat! Cu adevărat a înviat! Și bună seara! Să dea Domnul să fie bună seara pentru toți! Puneți întrebarea! Părinte Leon, ia că eu am o întrebare. Când mor părinții noștri sau copii, cineva dacă moare, noi suntem bătrâni și ne comuri tineri și ne ce punem puntea când moare alt om. Și puntea și ea se pune odată, ori spune de 90 ori de câte ori. Alții spun că numai odată ai pus puntea și l-ai scos pe omul ăla de la strajă, dar altul spune că de 9 ori. Cum trebuie? Da, mulțumim. Da, am înțeles. Dacă asta este întrebarea, eu înțeleg că într-adevăr, este scris, faceți punți. Când spune faceți-vă punți, atunci Mântuitorul își arată cum să faci punta aceea. Ce de dreapta nu știi stânga, ce de stânga nu știi dreapta. De asta ai făcut o punte. Și puntea asta este trainică și puternică. Că se numește prin milostivire și cheia cerului este milostivirea. Acum când vorbim noi că Apostol Pavel
spune către tesalonici, fraților, nu vreau să fiți ca aceia și voi ca cei care nu au nădejde. Înseamnă că noi avem nădejde și nu suntem ca cei care nu au nădejde. Dacă e vremea să spunem că omul s-a trecut din viața aceasta și este o rânduială care biserica îi face prohodul și îl prohodește și se roagă pentru dânsul, sunt acolo rugăciuni pentru iertarea și într-unul zice așa, pe fiica aceasta sau pe fiul acesta care au iubit pe Hristos sau care te-au iubit pe pământ. Dacă noi îl iubim pe Dumnezeu pe pământ. Acum când să spunem de vorba de punțele este pe care s-o cozume tare că straja nu există. Asta este că lumea vine acolo ca să aducă pomană și să-ți pomenească, dar nimeni nu se de la strajă. Nu stă nimeni la strajă. Asta e o introducere pur și simplu. Și e normal că să vii să-ți pomenești părinții. Dar nu înseamnă că tu totdeauna trebuie să vii că-l scoți la strajă. Nu. Odată ce l-au plecat din lumea aceasta, au plecat odată pentru totdeauna. El nu are nevoie să stea în strajă și în cimitire sufletul să păzească cine va veni să-l înlocuiască. Asta sunt superstiții. Și nu este adevăr. Însă adevărul este că sufletul la treia zi se duce la închinare. Și sufletul nu mai stă acolo. Dar în timpul acesta sufletul este într-o călătorie. Și-l duce pe dânsul să-i arate podoaba și frumusețea raiului. Și locuința fiecare după cuvântul Mântuitorului, că în casa Tatălui multe locașuri sunt. Și iată ți arată, iată loc, la toți este. Numai după judecată vom vedea. Meriți tu sau nu meriți tu? Ai fost adevărat fiică sau fiul al lui Dumnezeu sau nu? Și acum, după aceasta, ce îi arată, trec 9 zile. Dar până la 9 zile nu mai are nimeni, așa? Nu te mai duci la cimitir. Te duci la biserică să-l pomenești întotdeauna și întotdeauna la biserică, biserica întotdeauna pomenește. Acum, să spunem, vine vreme de 9 zile, sufletul iarăși se duce la închinare. Fiindcă i-au arătat bunătățile și i-au arătat ce de Dumnezeu în schimb pentru dragostea și păstrarea legii. Îți dă raiul. Și-a arătat podoaba și frumusețea care limba omului nu poate să o vorbească. Nici la ochi n-au ajuns, nici la inimă nu s-au ridicat. Acum mai trec încă 31 de zile și ajungem la 40. Și timpul acesta arată toate greutățile. Iată de ce este nevoie că arată fiecare păcat care l-au făcut. Cât de mic, nu se știe. Dar dacă l-ai adus prin taine de pocăință, l-ai plâns cu amar pe dânsul, acolo rămân numai cele care nu le-ai plâns sau te-ai rușinat să le mărturisești. Și iată, în timpul acesta este bine că dacă sunt mormântări, te duci și îi pomenești ca cum dai un zalog, Doamne, uite, dau de pomană, milă, ajută-l pe cel care a plecat. Fii tată, fii mamă, fii frate, fii soră, fii soție, fii copii, fii prieten, ce n-ar fi. Dar că să-i scoți de la strajă, nu poate nimeni să-l scoată de la strajă, numai judecata îi scoate, dar ei stau toți în preajma raiului, în afară de ceia care au păcatele grele, foarte grele, și cei care sunt sinuciși, aceia acolo nu au parte. După psalmul 2 al psalmistului David, că nu vor învia în sfatul dreptul cei necredincioși și păcătoși. Așa că dați de pomană cât vreți, nu numai atunci, oricând, la cel sărac. Că în timpul acesta, de 40, dar pe urmă când vrei și cât vrei, până la ziua judecății, fă binele acesta. De atâta biserica a orânduit să pună în nădejde, ca cum spune apostolul, nu vreau ca să fiți ca cei care n-au nădejde, că până la ziua judecății aveam dreptul ca să ne rugăm, să contribuim la ceea ce ei n-au reușit să facă în viața aceasta. Așa că rugați-o până la bătrânețe și nu obosiți niciodată de a face binele. Părinte, până la urmă, de ce l-a întrebat legiuitorul legii? Oare cine este aproapele? Ce a vrut el să întrebe cu întrebarea aceasta? Dacă să stăm așa, iată, stăm strâmb din cauza că așa ne e locul, stăm ori așa, dai ori în partea asta altă, dar judecata trebuie să fie dreaptă. Apoi trebuie să ne gândim dacă au venit să le ispitească. Așa spune evanghelistul. Creștorul au venit, s-au scolat și au venit să le ispitească.
A vrut în momentul acesta să ispitească, să vadă ce mărturisește Hristos. Poate el a spune altceva, să ascultați de mine, că eu sunt învățător, că eu am venit din cer, am străbătut cerului, sunt Fiul lui Dumnezeu și voi să mă ascultați. Nu! Că Mântuitorul, dacă au dezbrăcat haina dumnezeirii și au luat haina de rob, el nu a venit să se mărească, ci a venit să se micșoreze, dar să-l răscumpere pe Adam, numai în modul acesta putea să o facă, în altfel nu. Și acesta, ispitindu-l, vrea să vadă, aduce Hristos o învățătură străină care ar putea ia aici, la moment, să-l învinuiască, să-l dea sub tribunal, să-l dea la judecată. Aici, pe loc. Dar Hristos, ca și în momentul acela când femeia aceea a fost prinsă în păcatul desfrânării, în moment au prins-o și la moment o aduce așa, desfăcută cum era. Numai ceva a acoperit rușinea. Și atât. Iată, acum noi am prins-o. Ce zici tu? În legea lui Moise, dă-i cu piatră în cap. Și o moară. Dar scoate-o în afară. Dar tu ce zici? Ei socoteau că Hristos a venit să schimbe legea și prorocii. Hristos n-a venit să schimbe legea și prorocii. Și când spune apostolii într-un loc acolo, Doamne, Ilie i-a pogorât foc din cer și-o nimicit. Roagă-te să vii foc din cer și-o nimicească. Ce spune Mântuitor? Eu n-am venit să nimicesc lumea. Și n-am venit să o pedepsesc, ci să o mântuiesc. Și atunci, iată, Mântuitorul își aici și arată. Dacă voi, fără de vină sunteți, aruncă cu piatra. Iată cum îi dojenește Mântuitorul. Iată ce înseamnă dreaptă socoteală. Iată ce înseamnă dragoste de părinții care au venit să-și mântuiască pe copiii săi. Îi sună pe el telefonic. Alo? Bună, Sara! Bună să fii, Sara! Mulțumim frumos de o seară bună! Hristos a înviat! Părinte, am așa o întrebare la mata. Iisus Hristos și Dumnezeu, e unul și același? Așa, mulțumim frumos! Eu fac o însemnare când trebuie și... Așa. Ia uitați-vă ce o să vă citesc eu dumneavoastră. Așa, dacă numai eu o singură întrebare aveți, da? Fiți atenți la ceea ce o să vă citesc eu în cartea întâi sobornicească, care se numește a Sfântului Ioan Apostolul și iubitul de Dumnezeu, care au scris și Apocalipsa și care ne-au arătat cum trebuie să fim noi și în ce să credem noi. Fiți atenți! Iată, m-am apropiat de răspunsul dumneavoastră. Uitați la cum sună, ca să înțelegem corect. Iau ce spune aici. Ce era de la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Și ce am privit? Și ce am pipăit cu mâinile noastre? Cu privire la cuvântul vieții. Așa? Să vorbim de cuvântul vieții. Acum, el în cartea lui, care se numește Evanghelia lui Ioan, aici Ioan mărturisește în felul următor. Uitați-vă cum spune Ioan. Eu vă citesc ca să fie răspunsul dat așa corect din Scriptură și nu cumva ca să fie undeva adăugat ceva la mintea omului, să zică ea că aici o dată. Uitați-vă, spune așa. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu. Dumnezeu era cuvânt, Dumnezeu și Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Așa e? Și cuvântul era Dumnezeu. Amos spune așa. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai cu slava singurul unui născut din Tatăl. Așa. Uitați-vă aici cu ce o încheie acesta evanghelist. Aici e super. Cheia tuturor răspuns. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat. Înțelegeți? Suntem în Cel ce este adevărat. Adică în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, El este Dumnezeu adevărat. Da, El este Dumnezeu și om. Da, El este Dumnezeu și om. Așa că despre același Dumnezeu se vorbește. Dar se numește Fiul lui Dumnezeu, că s-a întrupat. Mai întâi de veci din tată fără de mamă și în vreme de mamă fără de tată. Ca să păstreze ipostasul. Acasă este adevărul. Și acolo e celălalt. Iisus Hristos este Dumnezeu și om. Dar El s-a micșorat și a venit după Coloseni, când spune acolo către Coloseni. Și lămurește că s-au dezbrăcat și s-au micșorat
pentru ca să rădiți și să salvezi omenirea. Altcineva nu putea să salveze omenirea, nici de cum. Este Dumnezeu și om. Adevărat Dumnezeu și adevărat om. Spre mântuirea noastră. Părinte, legea lui Moise a lăsat 10 porunci, dintre care Mântuitorul le-a făcut din astea 10, două care erau, spunem așa, mai scurtate și care le cuprinde pe cele toate. Întrebarea mea este următoarea. Până la urmă, chiar și noi, cei care suntem după, mai departe de Hristos, chiar și cei care au fost și au primit de la Moise acele porunci, au primit legea, la urmă, timpul acesta, ori nu ne îndepărtează pe noi de la adevărata credință și la adevărat sens al credinței noastre. Dar înainte de aceasta să ascultăm întrebare. Alo? Hristos a înviat? Cu adevărat a înviat. Părinte Ion, am o întrebare la dumneavoastră. Ce e mai bine, să dai lumânare mare în altar sau să aprinzi un policandru în timpul slujbii? Și a doua întrebare, e bine să dai lumânare în mână la preot când cădești în biserică? Alții spun că nu trebuie să-l împiedici, că el face rugăciunea când faci când cădești în biserică. Și a treia întrebare, ce să facem noi cu Sfânta Prescură când se strică? Și de făcut cu dânsa? Se întâmplă câteodată uit sau unii o pui și se strică. Și de făcut cu prescura aceea? Vă mulțumesc frumos! Da, mulțumim frumos! În primul rând este prima întrebare. Ce este mai bine să aprinzi? Să aprinzi conștiința, sufletul, să arde în flacăra credinței când stai în biserică. Lumânarea se aprinde în sfeșnic, ci nu în policandru. Cineva spune că ia ca părintele zic că nu. Nu, eu am spus adevărul care este. Dar dacă este la voi policandru să aprinde, aprinde la policandru. La mine policandru nu se aprinde. Din cauza că foarte mulți se stropeau cu ceara aceea, cum cădeau să făceau multe. Și eu am scos. Conform legii, nu este așa. Însă sfeșnicul este arătat și în legea veche. Și în munte i-au arătat lui Moise cum să facă și după obiceiul care să-l facă. Și cum să fie și sfeșnicul și să aprinde lumânarea. Aceea se pune. Dar unde este la voi, acolo puneți. Cum au stabilit preotul și cum au stabilit și cum voi doriți, așa face. Nu este. Dar nu se ține în mână din cauza că tu te lei pe tine, pe altul din jurul tău. Poți să-l arzi, poți să-l faci diferite. Este sfeșnic. Ai pus un sfeșnic și atât. Și las-o să ardă liniștit. Și tu stai liniștit și concentrat la rugăciune și te rogi. Doamne, miluiește-mă! Doamne, iartă-mă! Doamne, eu am greșit! Rugăciune care se face? Să fii spre curățării păcate. Și ca să ieși din biserică, n-ai intrat în mulțimea păcatelor și ești noian de păcate, să ieși înalbit ca zăpada. Asta se cere venirea în biserică. Că cei ce intră în biserică se roagă cu credință. Atât. A doua întrebare. Dacă se dă luminarea în mână. Este corect. Din tot corectul. Că în mănăstirile, că unde am fost, cât am stat, nu mai dat nimeni luminarea în mână. Luminarea o pui tu în sfeșnic să ardă. Dar dacă vrei să o dai, o transmiți, iată, la noi este obicei și așa mai sunt, dar în unii momente eu și alte momente nu eu. Când eu sunt cu lumânarea în mână și cădesc, eu nu eu nici la nimeni. Dar dacă eu nu mă cădesc, atunci poți să-ți iau, dar să-mi dai stânsă. Când le aduceai stânsă, hai să le arăt aprinsă. Dacă îmi dai aprinsă și curgită și cămașă, care știți bine cât costă o cămașă simplă și cât costă o cămașă porți. Și este toată lăită și chiar dacă scoți cerece, petele cele rămân. Este mai bine să o aprinzi în sfeșnic, că nu este ideea mai sfânt decât sfinții că o dai în mână preotului. Poate că ei nu vor să vă spună, dar mă rog, din ferite motive.
Dar adevărat este că trebuie să o pui în sfeșnic sau să o transmiți cu ceea ce ai scris prin sănătate, ai pus și o transmiți acolo. Și acolo eu aprind în altar unde este locul de aprins lumânării. Și acolo este pe prestol să pun la jertfenic sau alt sau chiar acolo sfeșnic unde arde și le aprinde, dacă vrei, până atât. Dar e corect să o transmiți cel mai bine decât să o dai în mână. Și a treia întrebare, ce să facem cu prescurile? Prescurile, dacă sunt, eu nu știu de ce le luați și se întâmplă că sunt unii mâncați și să dea mucigăirii. Nu știu de ce. Dar prescura se mănâncă în curte săptămâni și acasă, o zdorbești, fără mea ta și o tată, cât îți place, să o sucă, și dacă e să o sucă, nu, ea nu se strică. Și atunci o pui în aghiazmă și împreună cu aghiazma o mănânci. Dar dacă în cazul acesta este că s-a făcut, ca un loc unde supra un copac, unde ar fi unde nu umblă cu picioare și un groapă acolo. Dar dacă ei este posibil deodată la oi sau la vacă, să permite să dai, că de acolo mănânci laptele și apoi nu-ți iau mana. Și atât, așa. În caza altfel, nu se poate în alt mod să fie. Ori îngropată, ori dată la păsări, la cele nu se dă, se dă de la oaie și la vită. La cei ce rumică și de lapte. Iată, asta este răspunsul. Pentru cu trecerea timpului, noi ne îndepărtăm noi de la adevărată sensul. Știți cum am să vă spun eu cu trecerea timpului? Eu socot că dacă noi am fi atenți și atât când se face îngrijorarea bisericii, fie la Paște, fie chiar așa în curs de anul la biserică când se face înconjurarea. Este o evanghelie care se numește Evanghelia când Mântuitorul l-au dojenit, și l-au corectat pe Toma. Adică n-ar trebui ca vreme să treacă, că cei care nu au văzut și au crezut, credința nu este trecătoare. Asta este o greșeală. Credința nici nu poate să fie trecătoare, este stabilă. Și dacă credința este stabilă, atunci tu ești creștin adevărat. Și dacă cu timpul ție îți scoate ceva de la tine și îți introduce altceva, înseamnă că tu ești un smochin care te arăți la înfățășare plin de frunze și lipsit de roduri. Iată numai ce pot să fie. Și aici pot să aduc ceea ce spuneam atunci, că noi suntem aceia care, ca farisei și cărturare, timpul le-au scos din inima lor dragostea față de Dumnezeu și de aproapele și le-au dat lor mai mult să fie nu față de în dragoste față de Dumnezeu și de aproapele, dar să fie în ură, invidie, pismă și toate celelalte răutăți care se fac. Așa că vremea n-ar trebui, dar e, nu vremea o face, să știi. Vremea n-are nimic cu asta. O fac oamenii vremii, care vrăjmașul, de ce se apropie mai aproape vremea judecății, el mai tare turbă. El e mai periculos acum ca oricând, că vremea se apropie și el o simte vremea aceasta. El n-au cunoscut pe Hristos că este Dumnezeu întrupat, dar el simte că vremea se apropie. El a auzit cuvântul Mântuitorului de când Ioan Botezător s-a născut, vremea aleargă și tine aleargă o prinde. El foarte bine înțelege. Și el au fost martor la cei când au zis: ce ai venit mai devreme să te muncești? Și ei se tem. Acum ei turbă și schimbă mintea atât patriarhilor, atât metropoliților, atât episcopilor, atât călugărilor, atât preoților, atât creștinilor, și face calambur, adică face o vălmășală ce se numește turnul Babel. Și încearcă să depărteze. Însă am spus că cel care este adevărat și temător și care înțelege foarte bine ce se întâmplă în ochii noștri, ce s-au scris pentru noi, că vă mărturisesc, atunci noi, într-adevărat, trebuie să rămânem așa creștini cum ne-am născut.
Și Apostolul Pavel spune, rămâneți în credința părintească, nu vă schimbați. Și credința noastră părintească este ceea ce au întrebat. Hristos este același Dumnezeu? Da, este același Dumnezeu. Și dacă tu te duci de la Dumnezeu, te duci la diavolul, apel de minte că El este Dumnezeu, dar El este, nu este Dumnezeu. Și uitați la ce spune Apostolul Pavel, cei ce doream la răspunsul părintele, să-i dau acum, dar o să fac la răspunsul întreg. Iată ce spune Apostolul Pavel aici, când zice următoarele cuvinte. Iată așa spune, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul și-au găsit plăceri în nelegiuire să fie osândiți. Noi însă, frați, preiubiți în Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna Dumnezeului nostru, voi căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuirea în sfințirea Duhului și în credința adevărului. Noi trebuie să rămânem. Și vremea nu trebuie să aibă nicio putere asupra credinței noastre. Dar dacă noi suntem cei care am făcut casă pe nisip, sau dacă suntem în numărul celor 5 fecioare, dar nebune, noi nu avem parte din Împărăția lui Dumnezeu. Noi să fim în partea celor 5 fecioare, dar înțelepte. Dar dacă te numești creștin, dar nu ai credință adevărată, ești ca cele 5 fecioare nebună. Iată cum este, că timpul des se grăbește, noi nu trebuie să alergăm după timp. Noi trebuie să alergăm totdeauna după adevăr. Și nouă ne este rămășița rămasă. Acum, care cum vor fi, că libertatea este tuturor dată egală. Și nu poți la urmă să învinuiești pe Dumnezeu, Doamne, de ce nu? Ați avut proroci pe Moise? Ascultați! Să ducei ca muia să vină Lazar din sânul lui Avram, să păcoare jos, să ducă în satul tău, spună tuturor, chinul tău îngrozitor. Așa nu merge. Așa că vremea nu trebuie să influențeze. Dacă influențează vremea, înseamnă că noi nu suntem creștini. Cât n-ar fi bătrâna care au dat întrebarea ce să facem cu vămile cele și cum să dăm, câte ori să dăm punțile acestea, neîncetate dă-i. Și dacă tu crezi că nu-ți poate schimba nimeni să-ți dai alt tată care tu să-l iubești ca tatăl tău care te-a născut, cum să-ți dai altă credință? Ia uite ce spune Apostolul Pavel aici către Galatenii. Uitați cuvântul Apostolului Pavel către Galatenii care vine dată după acolo. Iată, vă-l cetesc îndată. Iată, spune așa. Mă mir că treci așa de repede de la cel ce v-a chemat prin carul lui Iisus Hristos la o altă evanghelie. Mă mir. Vremea nu poate să schimbe. Nu doar că este o altă evanghelie, doar sunt unii oameni care vă tulbură și vă răstoarnă evanghelia lui Iisus Hristos. Așa că am spus, nu vremea, ci oamenii vremii fac. Și noi alergăm acum, atât alergă după minuni, după minuni, după minuni. Căutăm să vedem să mai facă sfinți, facă sfinți, ne bucurăm că au făcut sfinți, duși, închinare, facem, pompim. Eu aș zice un cuvânt, opriți-vă și dați slavă lui Dumnezeu. Și să fim, cum spune Apostolul Pavel, uite ce spune Apostolul Pavel către romani. Știți, este dureros când noi nu înțelegem și nu vrem să înțelegem până în sfârșit. Iau ce spune Apostolul Pavel către romani. Fiindcă măcar că l-au și cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu și-au, nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, era întunecată. Nu oamenii vremi fac lucrurile acestea. Da, dar de ce? Fiindcă eu am citit ce spunea la Ieremia prorocul în capitolul 2 și dacă atunci nu au fost cu atenție, poate, și nu au auzit mulți și care sunt acum, să asculte ce spune aici. Uitați-vă cum spune așa. Preoții ne-au întrebat unde este Domnul. Păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sfrătești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin Baal. Noi facem amont după oamenii vremii și începem să ne depărtăm.
Uite ce spune aici cuvântul. Și-au schimbat vreodată vreun popor Dumnezei, măcar de ei nu sunt Dumnezei? Nu. Ia uite ce lămurește. Însă poporul meu m-au schimbat. Schimbat-o slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Vremea? Nu, oamenii vremii. Acum, dacă tu ai fi avut credință, nu ai fi schimbat. Și atunci ai fi înțeles ce ți spune apostolul. Fiindcă măcar de că l-au cunoscut pe Dumnezeu. Au dat slavă. Uite ce spune mai departe. S-au fălit că sunt înțelepți. Și au nebunit. Așa că nu știu ce ar da acum, că cum apare că o canonizat-o în sfânt, am uitat de Dumnezeu, am uitat de Sfânta Trăimii, am uitat de Iisus Hristos, am uitat de Înscătoare Dumnezeu, am uitat de proroci, am ignorat tot. Gata, ăsta-i. Nu. Cât eu nu ți-aș vorbi adevărul, eu sunt supus adevărului. Cât n-aș veni în fața dumneavoastră la vreme, eu sunt supus vremii. Însă cât n-aș încerca, ca n-ar încerca cineva să mă contrazică, eu sunt dator să spun ce spunea Mântuitorul. Nu vă temeți, că Duhul meu prin voi va vorbi. Atunci apostolul Pavel către corinteni, uitați-vă ce spune apostolul Pavel către corinteni. Spunea în felul următor. Că cine au cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos. Așa că eu vă vorbesc cu gândul lui Hristos și n-am alt gând. Fiindcă a spus că sunt supus adevărului, sunt supus dreptății, sunt supus răspunderii. Fiul omului din mâinile tale voi cere sufletul celui care a perit din pricina ta. Iată cum ar sta adevărul să cunoaștem cine este. Oamenii vremii fac lucrurile. Și atunci dacă să te duci să-l vezi către Timotei, ce spune apostolul Pavel? Uitați-vă, vă aduc la cunoștință ce spune apostolul Pavel către Timotei. Că aici v-am arătat ce spune. Spune așa, că dacă cineva din învățații lumii l-ar fi cunoscut pe Hristos, nu l-ar fi răstignit. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor răutăților. Iată care este motivul vremii. Înțelegeți? Ăsta este. Că noi nu avem generatorul celor care să promoveze cerul. Noi am luat-o când introducem în Scriptură, scoatem de ale cerului și îl punem de ale pământului. Și am spus în cuvinte, facem turnul Babel. Iată asta este. Părinte, dar mai avem ceva de schimbat în biserică. În biserică? Poate că avem și mult de schimbat. Dar vedeți că iarăși vremea schimbă. Poate că Hristos trebuia să-l schimbe pe Iuda. Dar nu l-au schimbat. L-au adus până la moment ca să înțeleagă că unul din voi mă va vinde. Ca să-l deștepte. Dar dacă au văzut că se face între apostoli ca un fel de sminteală dezbinare și frică cu tremur de moarte, au zis, cel ce va întinde mâna în blit cuvinte, cu mine, că adică atâta îndrăzneală nerușinată au avut el. Dar l-au scos vremea pe el. Hristos m-a arătat, apostolul, însuși vremea lui care au venit, l-au declarat cine este el. Și atunci curățenie s-au făcut între apostoli. Prin ceea ce spunea, când spunea, poate că când te gândești la logică, poate nu e așa, că în ziua aceea moare stăpânul casei și moare și, cum să spune, slujitorul casei. Cine era slujitorul? Câinele. Și stăpânul cu câinele se urcă înspre cer ca să se ducă la Dumnezeu. Noi știm că în cerul este toate felul de păsări, totul, care sunt nespurcate. Pe pământ sunt lucruri care sunt curate și spurcate. Noi știm că suflare nu mai are vietatea toate păsările dobitoacele și ritoritoare care sunt.
Însă omul nu are chipul lui Dumnezeu și viața veșnică. Aici povestirea altă în sens are și cine are socotință dreaptă va înțelege. Arată o pildă interesantă, că se urcă la cer. Stăpânul casei cu slujitorul casei, care păză casa, câinele. Ajung la bolta cerului și încep să meargă pe un drum. Drumul este de aur, tot ce este în jur de aur. Ajung la o poartă, poarta e deschisă, un scaun lângă poartă, cineva la poartă stă, se vede în ogradă tot frumusețea aurului și fântână de aur. Setea mare era. Setea atât de mare era că trebuia să-și pătorească setea. Și îl întreabă pe acesta, ce este aici? El spune că e raiul. Se poate să mă duc să beau apă? Și că da, tu da, dar câinele nu. S-au gândit stăpânul de casă, dacă o viață am trăit și m-au păzit, eu trebuie să-i răsplătesc cu dragoste. Și au spus, dacă eu nu pot să beau apă, dacă câinele nu poate să bea apă numai eu, înseamnă că merg în sfirință cu câinele și mă duc mai departe, că el mi-a fost credincios și am o dragoste deosebită față de el. S-au dus mai departe. Cât au mai mers și au mers, s-au dat de drum. Cum zice noi, drum alb, belei variant. Drum simplu de țară. Și vede gard de lemn făcut, vede copaci, vede frumusețe tot și la poartă cineva stă și controlează niște buchei prin carte. Au dat binețe, cum au dat binețe, clar că ar fi bine să ne salutăm sau să mărturisim Hristos a înviat. Asta este adevărul care trebuie să-l facem. Dar vreme vezi că ne vreți să ne scoată. Dacă vom reuși, voi spune tipărul meu asta. Acum el ajunge acolo și spune, ce este aici? Raiul. Dar spate să bei o apă. Și că du-te, dacă ne... Împreună ce să-și beți apă. Au băut apă și au potolit setea, se întoarce înapoi, omul și spune întrebarea. Câte raiuri sunt? Vezi că femeia întreabă, Hristos e același Dumnezeu? Parcă ar fi alții Dumnezeu? Nu, unul este Iisus Hristos. Că citeți capitolul 17 la Ioan și o să vedeți ce este viața. Și acum el zice, mi-ai spus că este raiul aici? Da? Dar păi în urmă acolo, ce este? Unde? Unde e drumul de aur? Unde e drumul de aur, zice cel ce căuta în carte. Acolo este iadul. Cum așa? Dar va face o reclamă proastă. Zice, nu. Adevărat. Omul cei ce au dus în viață, omul cum au trăit în viață, așa și aici procedează. Și nu trebuie Dumnezeu să-l judice. S-au deschis cărțile dreptății și tu ai arătat cine ești. Vremea, am spus de Iuda. Și tu te-ai arătat că nu ești creștin adevărat. Fățarnice. Tu te-ai arătat că ai dragoste, dar ai părăsit prea aproapele tău. Și când îl este aproapele omului? Vedeți cum au dus pilda? Așa că să înțelegem, foarte înțelept să fim la toate lucrurile astea. Alo? Alo? Da. Vă ascult? Noi vă ascultăm pe dumneavoastră. Da? Spate de vorbit? Da. Da. Alo, Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat din suflet, Domnul Părintele Domnul Ion și Părintele Pavel, cu multă dragoste vă sună Alexandra Țâmbalistru din Rochea. Pentru toată dragostea dumneavoastră și cuvântul lui Dumnezeu care ne-l mărturisiți și ne învățați foarte multe lucruri care creștinii nu le cunosc, dați-mi voie din numele meu personal să vă aduc versurile mele personale. Între cer și pământ există Domnul Sfânt, ce ne trezește la credință, dragoste și nădejde. Cine o are și nu crede, că tot omul ce gândește, nu tot timpul se împlinește, căci credință nu avem, puțin la Domnul ne rugăm. Dacă nu știi a te ruga, ascultă pe Părintele Ion când el ne vorbește și despre mila și îndurarea lui Dumnezeu, el propovăduiește. Cu multă dragoste și credință, ne vorbește cu umilință, ne trezește pe toți să veghem
ce nădejde în Domnul să avem, că El de noi s-a îndura și milă de toți va avea. Mulțumim lui Dumnezeu că așa părinte avem, care ne învață cuvântul lui Dumnezeu, să ne mărturisește, și ne mărturisește mereu, să ascultăm de-al lui cuvânt și din suflet să-i mulțumim, căci se roagă pentru noi. Dumnezeu să-l miluiască pentru dragostea creștinească, căci Dumnezeu ne-a binecuvântat să ne iubim cu adevărat. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Și mulțumim frumos. Multă, multă răbdare și sănătate vă doresc, să vă avem în fața televiziunii permanent, să ascultăm de sfaturile dumneavoastră ce ne învățați numai de bine. Mulțumim, domnul Alexandru, să trăiți. Mulțumim frumos. La revedere, vă zic. O seară bună și în paza Dumnezeu să fiți. Părinte, pe cei care sunt nu altceva cât sunt fățarni, până la urmă și Iuda a fost cel care fățarnic. Acești oameni nu știu de iertare, din păcăciune, de a se împăca cu Dumnezeu. Până la urmă, fățărnicia aceasta nu le dă posibilitate să vadă că au greșit. Sau până la urmă, care este motivul? Că nu, chiar și Iuda, cel care nu a văzut în trădare Mântuitorului ceva ca să ceară milă și îndurare ca și Pietru. Fățărnicie și nu-i de voie. Vedeți că aici este mai strașnic să vorbește despre Cain, ce-i strășnicia. Că el s-a pus greutatea păcatului mai mare ca dragostea lui Dumnezeu. Au pus greutatea păcatului mai mare ca mila lui Dumnezeu. De ce el n-au primit iertare? Că nu au cerut obria. Acum când se vorbește de Iuda, Iuda nu că n-au recunoscut sau greșeala, el au recunoscut greșeala. Numai el nu au dus roduri de pocăință ca Petru, ca să-și corecteze greșeala. Deși Mântuitorul nu i-au dorit pe Iria, deși era scris că este omul perzării. Totuși au încercat, poate undeva în timpul acesta, cât au stat în Hristos, timpul, poate undeva ceva l-ar fi trezit și l-ar fi mișcat să-i schimbe direcția. Dar nu, n-au fost. Atât de împetrit au rămas. Acum, împetrirea aceasta care au fost către Iuda au fost din iubirea de arginți. Și am spus mai înainte, că iubirea de arginți schimbă toate ceea ce este bun în om, schimbă tot. Și îl face pe om să fie orb, lipsit de cunoștința adevărului. Așa că el o mărturisit și a spus că greșit am când? Când au văzut că l-au condamnat pe Hristos la moarte. Iată, atunci l-au văzut că au greșit. El s-a socoteat tot timpul că Hristos este învățător, face minuni, și în moment că el va lua banii de la iudei și zice, mi-i va învârti pe ei, pe dești, și va lua banii, dar Hristos se va salva. Dar aici spune că nebun au fost când s-a făcut înțelept. Apostolul Pavel, ce-am citit. Că unii se fac înțelept, dar sunt nebun. Și el au socotit, parcă în părerea lui că înțelept, dar nebun. Că tocmai când el trebuia să pună mâna pe bani, aici și este plinirea Scripturii. Până aici a fost drumul lui Hristos, în vremea care este vreme pe pământ, vremelnică trecătoare. Și atunci el a recunoscut și a văzut că greșit am, vândut am sânge de nevinovat în fața sinedriei onului. Trebuie să tu vei vedea ce ai făcut. Și el a aruncat 30 de arginți în carvana bisericii. Trebuie să spus că e preț de sânge, a căldama. Preț de sânge nu trebuie să mai fie pus în circulația bisericii, ci se va lua în loc unde va fi mormântarea celor sfinți. Dar unii cimitiri, roade în afară, nu se face. Unii cenușii, greu nu crește. Și unii bărbat cu bărbat, copii nu sunt. Și mulțirea nu poate fi.
Dar trebuie să aduce și roduri de pocăință, iată ce este. Nu numai a recunoaște, dar să plângi ca Petru. Petru și-au recunoscut și-au plâns cu amar. Deci aici Hristos a zis, spuneți-i și lui Petru, că mai înainte voi vă fi în Galileea, dar luați-l și pe Petru cu voi. Și acolo l-a pus pe Petru la încercare de 3 ori. Și în 3 ori lepădări, în 3 ori încercare, și l-au iertat. Paște oile mele, Petru. Că de-am cum nu cum vei vrea tu. Până acum te încingeai și ce nu vrei, dar acum altul te va încinge și te va duce. Nu unde vrei tu și unde ți este dorirea ta. Și atât Petru a murit cu capul în jos pe cruce răsignit. Așa că trebuie să fie și recunoștința și căința. Că dacă am zis, părinte, am greșit, dar am zis că te rog de mai iartă, nu ajută nimic și nu folosește la nimic. Cuvântul te rog de mai iartă, ăsta ajunge mult. Ce spunea fiul răspitor? Mă voi duce către tatăl și zic că iartă-mă, tată, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Nici în cer, nici pe pământ. Și primești în calitate de slugă. Părinte, poate mai ascultăm o întrebare? Da. Alo? Da. Eu am o întrebare și dau lui părinte Ion. Poate? Da, noi vă ascultăm. Dar vorbiți mai tare, tare rău, vă aud. Din contare de la dumnealui. Eu nu vă aud deloc. Vorbiți mai tare, oriceva. Ceva... Da. Ceva nu se aude. Nu se aude ceva. Părinte, cam mergem spre finele emisiunii. Dar... Nu vreau să închei emisiunea aceasta până am mai vorbit multe ori despre post, despre altele, dar totuși, până la urmă, sucot că trebuie mai repetat câte o leacă, fiindcă se mai uit sau poate omul, poate nouă zâtă alță. Totuși, părinte, care e până la urmă rostul postului? Care este sensul postului? Cum ar trebui să postim așa pe scurt și să facem și o încheiere? Da, cred că asta nouă ne-o explică și ne dă aici, să spunem, Isaia prorocul, care noi, iată, vom spune clar și limpede. Iată postul plăcut mie, dezleagă în lanțul răutății, deznoadă legăturile robie, de drumul celor asupriți și rupe orice fel de juc. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adă în casa ta pe cel nenorocit, fă adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și întoarce spatele și nu întoarce spatele semenului tău. Dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei setura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în amiază mare. Domnul te va călăuzi neîncetat. Aceasta îi place Domnul, să împarți ale tale cu cei săraci. Un pahar de apă, o bucată de pâine, încălțăminte, îmbrăcăminte, cine are 200 de lei, cel bolnav cercetează, cel în temniță du-te la el. Iată, asta îi place și asta este post adevărat. Însă pe când noi postim să nu mâncăm carne, lapte, brânză, ouă, pește în post, sau unii mănâncă și pește în post, că s-o pot căldezeagă, dar nu este corect, atunci asta nu este post. Și dacă tu chiar te-ai rugat și ai stat la psaltiri și ai făcut știri și ai ieșit în drum și te-ai lăudat sau ai înjurat sau ai clevetit sau ai învrăjbit sau ai adus mărturii mincinoase, asta nu este post nici rugăciunea. Postă și rugăciunea. Trebuie să fie abținere de la mâncare, abținere de la judecată. Și postul trebuie să fie că mila ta să nu înceteze și să dai celor ce sunt lipsiți. Iată postul adevărat, dacă vrem să știm. Asta e trebuie în Scriptură. Nici nu trebuie aici multe comentarii. Nu trebuie știu. Și când postești, spune Mântuitorul, nu te arăta tuturor că tu postești. Și unge fața ta și arată veselă. Și ce faci tu în ascuns? Tatăl va da la arătare.
Dar dacă noi, am spus că spunem că postim la cerea, dar mâncărul diferit pe masă este bogat cu mâncărul și salături diferite, diferite, asta nu este post. Și iarăși spângerea în băimbat, ai mâncat bine și ai băut vin, că e în post, poate vin. Și ai tot din mintea, tu atunci ce ai întrebat metal la început, ce înseamnă fățărância? Suntem vicleni și ne fățărâncim și vorbim una și arătăm cu totul, cu totul sau cu totul facem alta. Iată, asta este. Postul adevărat trebuie să fie atât abținere, cât rugăciunea și cât și fapta bună care fă în taină și ascunde sub tăcere. Asta se face. Ce de dreaptă, nu știi stânga. Și restul, vin la arătare de la Dumnezeu. Prinde un cuvânt de încheiere către toți care ne privesc. Da, aici, iată, așa. Eu am vrut să spun ce spunea, ca să avem întotdeauna inima noastră pregătită, pentru că noi nu știm când ne va cerceta prin noi Dumnezeu. Și noi trebuie să știm că orice păcat care e săvârșit este depărtare. Și nu trebuie este vremea să ne depărteze prin noi, nici omul vremii, dar trebuie este cu atât mai mult să ascultăm glasul Evangheliei, să ascultăm trâmbița care e aici, noi suntem ca trâmbița care trâmbițăm, spunem cuvântul adevărului. Și omul să fie binecredincios. Că dacă, iată, de pildă, cum am spus, da, te duci la biserică să te împărtășești, te mărturisești, chiar dacă este pe stilul nou, ei sunt ortodoși. Însă, eu nu odată am zis, trebuie să avem fiecare duhovnic și în fiecare sat este preot. S-ar pune întrebare, din care motive tu ai vrea să te duci? Doar nu este mai presus acolo. Cred că oriunde te duci, tot este om care se vârșește. Și acolo și aici. Însă, dacă noi între îngeri căutăm îngeri, de mai ce este întrebarea destul de dureroasă. Și atunci, dacă între îngeri noi nu găsim îngeri, între oameni, dreptatea nu o să o vedem niciodată. Du-te și ascultă cuvântul lui Dumnezeu și du-te în biserica care ți este rânduită și în care este născută și în care trebuie să te petreacă, că nu o să vină nimeni de altă parte să te petreacă decât preotul din sat, care este numit și binecuvântat. Stai în pace și unire cu preotul din sat, întreabă-l, du-te la dâns și cercetează și dacă undeva poate nu va reuși să-ți răspunde toate și duci să vorbești și ceva să-ți spună, nu înseamnă că de-am trebuie să duci și acolo, și acolo, și acolo, și în partea la altă, pe tot locul. Nu. Trebuie să fii stabil la o biserică care te duci și acolo să primești harul lui Dumnezeu și în care biserică n-ai intrat, trebuie să stai ca vameșul cu capul în jos, bătându-i cu pumnul în pep și zicând, iartă-mă, Doamne, cum sunt vrednic, care ca ochii la cer. Și atunci ești adevărat creștin. Însă oriunde te-ai duci și în care nu te-ai duci, tu numai decât nu o să fii niciodată mulțumit. Că vremea te face și oamenii vremii te îndeamnă să faci aceasta. Însă eu la vremea aceasta te îndeamnă să nu faci aceasta. Să aveți stabil. Dar nu este niciun păcat să te duci acolo sau acolo, am spus, în cazuri. Dar dacă ai în localitatea ta și locul tău și este unde tu pe urmă te duci, acolo stai. Și acolo arată-ți demnitatea și credința și adevărul. Eu vă doresc să fiți înțelepți ca șarpe, simpli ca porumbii. Să nu aveți răutate și să fiți întotdeauna cu înțelepciune să căutăm adevărul. Și atunci noi vom fi între fiii lui Dumnezeu. Că înțelepciunea s-a arătat a fi dreaptă între fiii lui Dumnezeu. Dar noi suntem botezați. Și Mântuitorul spunea lui Natanael și spunea că da, într-adevăr, te veți vedea și mai mult decât atâta. Că cerul s-a deschide și îngerii vor pogori și vor urca. Hai să vedem aceasta, cerul, dar stabiliți în credință. Și stai lângă duhovnicul tău și mulțumește că dacă vei face ascultarea duhovnicului tău, înseamnă că tu faci voia lui. Dumnezeu îți va socoti aceasta. Dar dacă ar fi eretic cineva, atunci altă întrebare. Dar acum eretici nu vorbim. Noi vorbim de o sânda păcatului care este lăcomia și păcatele. Dar eretici până când nu este. Că a avea păcat nu înseamnă că a fi eretic. A fi eretic înseamnă că ai și păcat. Dar dacă nu avea păcat, nu ești eretic. Ce înseamnă eretic? A te abate din adevărul credinței, a te abate la adevărata credință. Dar pentru că la noi nu. Poate că au de mă rog lucrurile astea că sunt oameni muritori. Însă nu trebuie să te oprească aici și să nu te duci aici și unde te duci ai socotit că acela nu are tot atâta. Are atâta. Fiecare are. Numai unii se abțin de la toată chestia asta, dar alții o fac mai liberă în desfășurare.
că nu-și dau seama că sminteala e mai greu ca păcatul. Vă rog, mi-a și Domnul să vedeți pe toți. Părinte, mulțumim pentru îndemnuri, pentru sfaturi. Noi vrem să vă anunțăm, să vă ducem la cunoștință că și de marți biserica noastră este la satul săcului de carne, ouă, tot ceilalte care, cât și alimentare, cât și, cum și-a spus și părintele, cel mai important să ne lăsăm și de cele ale vorbei, ale faptelor noastre, până la urmă trebuie să le îmbinăm una cu alta, pentru că nu numai trupul, dar și sufletul, el este unul, așa și faptele noastre să fie una. Vrem să vă dorim un post binecuvântat și să fie el cât mai aproape de Dumnezeu, cât de cât să vă încearcă ceva să vă schimbe, ceva în viața dumneavoastră. Dacă s-a schimbat în timpul postului ceva din dumneavoastră, s-a făcut o leac mai bună, înseamnă că ceva este, a smârs pe o cale bună. Așa că vă dorim un post binecuvântat, Doamne, ajută la fapte bune. Mulți fericiți ani!